văzut o mașină de firmă care scoate fum strașnic în trafic. Oare când a trecut asta ultima dată revizia tehnică? Și la ce s-a gândit omul acela care a luat bani? Probabil. Și a zis că mașina e bună de exploatat în trafic. Oare aparține Samsung România? Că văd că e inscripționată astfel. Și scotea un fum negru strașnic, acum l-am pierdut. El se grăbește undeva. Chiar dacă merge cu motorină, n-ar trebui să scoată așa fum. Părerea mea de biciclist care inhalează toate gazele de eșapament. Are și geamul, sau na, oglinda din dreapta distrusă. Presupun că nu mai folosește Samsung-ul, dar arată într-un hal fără de hal. Nu, proprietar nu îngrijește deloc. Știi că cei de la revizia tehnică, de la ITP, pot fi corupți, le-ai dat un ban acolo și închid ochii la orice ilegalitate. Mai ales la nivelul de poluare, de nox. Cu mătra mănâncă și nu apucă să accelereze. Cu mătru faci dreapta. Samsung, dacă vinde mașinile, n-ar trebui să scoată inscripțiile de pe ele, să nu se facă de râs.